Domnul Vladimir Filat, poate candidat și fie a statului? În general, orice persoană are dreptul, are drepturile politice de a candida, de a alege și de a fi ales, atât timp cât nu există o decizie a instanței de judecată și nu există o decizie de condamnare. Și mai ales dacă nu există o decizie de condamnare care presupune și o chestie auxiliară legată de drepturile civile. Probabil ca și în principiu dumnealui ar avea dreptul să candideze, dar luând în considerare că se află în detenție preventivă, nu prea îmi dau seama cum practic ar putea să ducă o campanie, să participe în discuții, în emisiuni, dar el în talk show. Păi la Anșor nu se afla în, detenție. Nu, eu dacă mi-aduc aminte foarte bine, anume în campanie electorală, dumnealui nu se mai afla în arest la domiciliu, dar se afla în control judiciar, pare mi se există un astfel de regim. Candidase și-a anunțat candidatura și l-au eliberat din arest preventiv de acasă. Nu, cred că nu putem compara în totalitate alegerile locale cu alegerile prezidențiale, dar răspunsul meu este că, după mine, domnul Filat are dreptul să candideze, dar probabil, luând în considerare restricțiile care sunt, și aici mă refer la detenția preventivă, nu va putea face practic. La fel ca și dumnealui este deputat, dar să-și exercite votul e mai complicat.